Un autoturism a început să fumege în timp ce se afla într-o coloană de mașini pe podul de la ieșirea din Suceava spre Dărmănești. Șeful postului de poliție Comănești, de 32 de ani, se afla în coloană de mașini, moment în care a sesizat fumul și a acționat. Flăcările s-au manifestat imediat, iar polițistul a pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase, oprind circulația și asigurând zona pentru siguranța celor din jur. Șeful de post a intervenit cu extintorul din dotarea autospecialei de poliție în ajutorul șoferului mașinii, care nu observase inițial incidentul. În stingerea autoturismului în Flăcări s-au implicat și ceilalți participanți ai traficului pentru a-l susține pe polițistul aflat la locul incidentului.